Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemie, instituțiile și-au reluat activitatea normală cu publicul. Așa este și în cazul celor de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, care a reluat organizarea bursei locurilor de muncă. O primă acțiune de acest sens a avut loc de curând la Orăștie, iar reprezentanții AJOFM Hunedoara o consideră un succes. Am debutat în acest an cu bursa locurilor de muncă la Orăștie. Am avut aproape 500 de oameni care au participat la această bursă. A fost un succes pentru că din 38 de angajatori avem deja 32 care au venit la această bursă, ceea ce ne face să credem că există un interes din partea angajatorilor pentru a participa la bursa locurilor de muncă pentru a-și selecta personal. Am avut 361 de locuri de muncă vacante în bursă, anunțate în bursă. 168 de persoane au fost selectate în vederea încadrării și le vom monitoriza pentru perioada de 30 de zile și 47 au fost angajate pe loc. Bursa a suscitat mare interes atât în rândul celor care căutau un loc de muncă, dar și în cel al angajatorilor, iar plăcuta surpriză a fost prezența la eveniment a mai multor liceeni. Am avut, vă spuneam, aproape 500 de oameni prezenți la această bursă, 462 mai precis am monitorizat noi și au întocmit documente de prezență la această bursă. Au fost unii care au intrat fără să-și întocmească aceste documente. Am avut elevi la această bursă de clasa 12 care au fost interesați să vadă cum se desfășoară bursa locurilor de muncă. Și bineînțeles că la asemenea rezultate ne face să credem că există un interes atât pentru cei care își caută loc de muncă și pentru cei care au forță de muncă, au nevoie de forță de muncă. Ținând cont de impactul care l-a avut acțiunea de la Orăștie, în data de 20 mai, AJOFM Hunedoara va organiza o bursă generală a locurilor de muncă în 6 localități din județ. Avea bursa generală a locurilor de muncă în data de 20 mai. Ne-am propus să organizăm în 6 locații în județul Hunedoara. Avem la Deva, la Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Hațeg și Brad. Acțiunile din cadrul bursei generale a locurilor de muncă se vor desfășura la casele de cultură din Deva, Brad și Hațeg, la galeriile de artă din Hunedoara, la sala de marmură a primăriei Petroșani și la sala Astra din Orăștie. Agenții economici pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 19 mai la sediul AJOFM Hunedoara din Deva sau la cea mai apropiată agenție locală din județ.